Locatarii a trei blocuri din Sălău care și-au izolat termic apartamentele pe cheltuială proprie nu vor beneficia de scutirea de la plata impozitului pe clădire la care ar avea dreptul potrivit codului fiscal. Municipalitatea refuză să le acorde această facilitate, invocând nereguli în efectuarea lucrărilor. În această situație sunt blocul F4 Scara C de pe strada Crișan, blocul P69 de pe strada Borulisum și blocul P58 de pe strada Tudor Vladimirescu. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de săptămâna viitoare, municipalitatea supune aprobării consilierilor locale trei proiecte de respingere a cererilor de scutire de la plata impozitului pe clădiri formulate de proprietarii apartamentelor din cele trei blocuri. Potrivit reprezentanților primăriei Zalău, motivul respingerii, așa cum a fost formulat el în referatul comun întocmit de Direcția Economică și de arhitectul șef, ar avea la bază că nu au fost realizate toate măsurile de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, așa cum este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 18 din 2009, aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 158 din 2011. Se consideră astfel că cererea prin care se solicită scutirea de la plata impozitului nu se încadrează în prevederile articolului 286 din codul fiscal și, prin urmare, se propune respingerea cererii pentru apartamentele din blocurile menționate, precizează purtătorul de cuvânt al primăriei, Manuela Ghiuruțan. Până în acest moment, doar 4 blocuri din Zalău beneficiază de această facilitate fiscală. Este vorba de blocul H25 de pe strada HDU, A17 de pe strada Chiș Caroli, blocul B5 de pe strada Sfânta Vineri și blocul MV6 de pe Bulevardul Mihai Viteazul. Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, proprietarii trebuie în mod obligatoriu să obțină o autorizație de construcție, iar lucrările trebuie să fie efectuate în baza unui audit energetic. De asemenea, blocul izolat trebuie să fi fost construit înainte de 1990, iar lucrările de izolare să fie realizate integral din buzunarul proprietarilor, fără niciun ajutor din partea statului.